Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Curta și Rapid, astăzi se iubesc la infinit. Mergem spre Arad, derbiul etapei din play-out. În sezonul regulat a fost egal și aici la Arad, 2-2, meci spectaculos după ce Rapidul a condus 2-0, 1-1 la Brașov, la București. Astăzi se anunță ploaie la Arad pe aproape toată durata partidei. Meci greu. Rapidul este pe primul loc în play-out. Rapidul este pe primul loc în play-out cu 29 de puncte după 3 etape. UTA este pe locul 4, între ea și Rapid fiind Botoșan și Șepși și Sfântul Gheorghe. Șepși are la Botoșan mâine. Revenind la UTA Rapid, se anunță 1000 de rapidiști în peluză astăzi, susținându-și echipa. La UTA e sold out de vreo 5 zile, nu se mai găsesc bilete. Da, nu cred că va fi un meci ca cel din sezonul regulat, un 2-2 spectaculos. Cred că va fi un meci destul de... un meci de luptă, cred că va fi astăzi. Pentru că, după cum v-am spus, plouă și atunci se va da un meci, o bătaie în teren, un meci de luptă. Rapidul, dacă câștigă astăzi, cred eu că ia o poziție serioasă în câștigarea play-out-ului. Și echipa care va câștiga play-out-ul va da baraj cu locul 2 din play-out pe terenul locului 1. Deci va avea un avantaj echipa care va termina pe primul loc, pentru că va juca acasă. Eu zic un avantaj enorm, mai ales dacă va termina Rapidul, pentru că cu suporterii în spate vă dați seama ce va fi pe Giulești. Da, ne vedem la stadion. Nu uitați, mâine suntem pe Oblemenco pentru Universitatea Craiova CFR Cluj, derbiul din play-off. Da, am ajuns la stadion. Nebunie cu locurile de parcare. Am venit cu o oră înainte de meci, ca niciodată. Am parcat cred că la 10 minute de meci pe jos, 15 poate. Dar e ok. Da, se vede că e derby. Lumea începe să vină. Strada blocată. Aici nu se mai circulă. Nu mai e voie să mergi decât să vii de acolo. Ce pune bunia. Yeah!
Radio de aici, alături de Vădurile Domn. Nu uitați mesajul! Da, uita domine, primele 15 minute, nu te-a chemat, a fost o pauză sau ce t-a făcut, nu te-a chemat de scătăr să le spună, să închidă spațiile mai bine. Uita domine, vom vedea. Thank you.
Da, pauză la Arad, 0-0. Din punctul meu de vedere, UTA a dominat prima repriză. Șanse mari de la gol. Rapid a intrat de două ori în careu, dar vedem repriza a doua ce se întâmplă. Meci strâns, meci echilibrat. Pe finalul reprizei Rapid a început să închidă spațiile mai bine. Însă, meciul rămâne deschis oricare rezultat. Vedem. Iese Ioniță și bagă fundaș. Închide, închide meciul. Da, Ioniță gata. Nu mai pune. Direct la Pablo, recuperare. Da, Mutu închide joc. Scoate din jocaș ofensiv pe Ioniță și bagă pe Danda. Al Thank you.
2-0 final Rapidu. Victorie meritată una peste alta. UTA n-a jucat nimic în repriza a doua, n-a avut șut pe poartă. Greu. Greu a ratat șansele în prima repriză. Așa e când ratezi în prima repriză. Dar Rapid, victorie meritată una peste alta. A jucat foarte bine repriza a doua, închis spațiile. Contraatac 2-0. Puteau să mai marcheze 1-2 goluri pe final. Au mai avut ocazii. Sau nu neapărat ocazii, cât șanse create.
Da, nu uitați, dați și voi un subscribe, un like și ne vedem mâine la Universitatea Craiova CFR Cluj. Pa, pa!